Salutări, bun regăsit sau bine ați revenit, oameni dragi, frumoși, magici și divini de pe acest canal de YouTube. Ce mai faceți? Cum v-a fost săptămâna sau mai bine zis, cum a debutat anul pentru voi? Eu sper să vă regăsesc ca de fiecare dată cât mai bine, cât mai sănătoși și mai ales cât mai zâmbitori. Iată că este iarăși duminică, momentul nostru de revedere, de reconectare, pentru ca împreună, prin intențiile noastre colective, să primim o nouă călăuzire divină. Acele mesaje menite să ne încurajeze, să ne motiveze în săptămâna ce va urma. Analizăm intervalul de timp în această citire, 15-21 ianuarie. Avem în față o săptămână destul de interesantă, cu energii de determinare, de acțiune. Știu că aceste energii ale anului 2024 încă parcă nu le resimțim, totul se desfășoară așa cu viteza mercurului, încă universul ne cere să avem răbdare, așa cum vă spuneam și în edițiile anterioare. Energiile anului 2024 se vor manifesta, le vom înțelege din luna februarie. Deocamdată universul ne transmite să luăm totul așa ușor, ușor, pas cu pas, să nu grăbim, să nu forțăm. Să vedem ce ni s-ar comunica, dar până atunci vreau să vă spun că în această săptămână vom schimba și vibrațiile. Pe data de 20, soarele intră în semnul vărsătorului. La mulți ani tuturor sărbătoriților acestui sezon, gata, ieșim din energiile Capricornului. Am avut aceste energii de pământ ce ne-au maturizat, s-au resimțit cu mai multă încrâncenare la nivel energetic sufletește. Vărsătorul, ca și arhetipuri, poartă acele arhetipuri ale prieteniei, ale vizionarului, ale viitorului, ale grupărilor, ale compasiunii. Cumva și noi, având aceste energii de aer, putem deveni, dacă ne conectăm pe o vibrație înaltă, mai smart, să vedem dincolo de limitări, dincolo de blocaje, să vedem cumva în viitorul nostru. Timp de o lună de zile, în mass media, mai peste tot, se vor discuta tot felul de teme legate de inteligență artificială, legate de viitor, legate de invenții, de robotică. Dar acum haidem să ne punem toată atenția pe această săptămână, să vedem ce ni se comunică, pe ce ar trebui noi să ne punem toată atenția, voi lucra cu un rol pozitor și să vedem care ar fi tema săptămânii. Mesajul sună pentru noi așa: Îngerul Inspirației. În această săptămână ni se transmite că vom fi inspirați divin, foarte multe idei creative, să ne urmăm inspirația noastră divină, să ne lăsăm inspirați, pur și simplu, să nu opunem rezistență. Gândurile noastre sunt inspirate divin și să punem acele inspirații divine în aplicare. Să vedem și îngerașii ce ne comunică din aceste cadruri, rugăciuni către îngeri, cum debutează săptămâna și mesajul pentru noi. Sună așa că suntem iubiți, primim tot felul de semne, tot felul de mesaje, suntem ghidați fie de la persoane ce au trecut în celelalte dimensiuni, fie de la ghizii noștri, primim tot felul de mesaje, prin vise, tot felul de sincronicități. Suntem ajutați cumva din spatele culiselor să avem încredere, primim tot felul de semne, tot felul de mesaje și să fim atenți la ceea ce primim. Aceste mesaje vin să ne ajute pe calea noastră. Să vedem, provocarea săptămânii este legată de a ne focusa mintea pe ceea ce ne dorim. Acolo unde ne sunt gândurile noastre, ne este energia noastră și lucrează, să nu ne risipim gândurile. Cumva s-ar putea să fim cu gândurile în toate direcțiile, focusați în toate părțile și să nu facem absolut nimic, dar să ne focusăm mintea pe ce este prioritar, să luăm totul pas cu pas, să nu ne supra-solicităm în această perioadă. Facem ceea ce putem, ceea ce simțim, pentru că dacă lucrez, când ești focusat pe un anumit proiect, poți să-l duci până la capăt. Așa, dacă ești împărți cu gândurile în toate direcțiile, vrei să faci multe, până la urmă nu faci absolut nimic. Să vedem unde ne duc aceste energii. Dacă noi urmăm aceste instrucțiuni, cum închidem săptămâna, ni se transmite așa spre sfârșit de săptămână să ne luăm timp de relaxare, timp pentru noi.
timp pentru a ne conecta la viață, la bucurie, timp de calitate petrecut cu cei dragi de lângă noi, cu familiile noastre. Să vedem și ce arhanghel vine în această săptămână să lucreze cu noi, să ne aducă un sfat pentru a întregi imaginea, mesajul acestei săptămâni. Și vine arhanghelul Mihail să ne conectăm la spiritul nostru. De la spiritul nostru, la partea noastră interioară energetică, ne vin toate ideile, toate inspirațiile. Pur și simplu, conectează-te la partea ta energetică. Corpul nostru este doar ambalajul, este doar ca și o mașinuță, ca și un vehicul în acest plan fizic. Conectează-te la puterea ta interioară, la spiritul tău. Deci în această săptămână vă reamintesc, îngerul inspirației, suntem inspirați divin, primim mesaje din astral, din subtil, fie de la persoane ce au plecat dincolo, fie de la ghizii noștri, prin vise, prin tot felul de sincronicități. Tu doar fii în prezent, urmează aceste sfaturi, vezi ce ți se inspiră, ce ți se transmite, ceea ce simți. Focusează-ți energia pe proiectele tale, pe visele tale, cumva nu te risipi, nu pune presiune pe tine, pentru că așa sunt energiile acum. Am vrea ca totul să se desfășoare, să ni se schimbă realitatea, dar totul vine pas cu pas, să nu ne forțăm și să ne bucurăm de viață. Luăm totul așa cum este, în recunoștință, cu bucurie, conectându-ne la spiritul nostru. Deci este o săptămână așa, a spune eu, normală, în care să celebrăm viața, în care să ne lăsăm inspirați divin, în care să ne lăsăm surprinși de viață. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, luați aceste mesaje doar dacă rezonează cu sufletul vostru. Aceste mesaje sunt întotdeauna de inspirație divină, menite să ne sprijine, să ne aducă acele conștientizări. Pe curând, o săptămână cu multe binecuvântări pentru fiecare dintre noi. Namaste, până săptămâna următoare.